masculin pot să depăs, bună ziua. Pentru început de ședință, doar câteva informații. Am vrut să vă comunic că zilele trecute am semnat două dispoziții prin care vrem să reducem numărul de acte permisive pentru activitatea de întreprinzător. Ăsta este obiectivul de bază acestor dispoziții. Prin aceste dispoziții a fost creat un grup de lucru care are termen de până la 15 aprilie să prezinte în mod foarte concret lista cu acte permisive care vor fi eliminate și modificările legislative necesare pentru acest lucru. Trebuie să ne amintim că avem 416 acte permisive, conform studiului efectuat de către Ministerul Economiei împreună cu Banca Mondială. Și, atenție, 90% din aceste acte permisive nu corespund cel puțin unul din principiile bunei reglementări stipulate în lege. De aceea, aici avem mult de lucru. În prima etapă, mi-aș propune ca să reducem aceste acte cu 25%, după care celelalte trebuie ajustate astfel încât să corespundă prevederilor legii. Și aici, domnul viceprim-ministru Traian Calm, desigur că Ministerul Economiei este principala instituție responsabilă cu acest proiect, dar totodată vreau să vin cu o mențiune specială către serviciul VAMAL, pentru că una din aceste două dispoziții practic este dedicată serviciului VAMAL și aici așteptăm o colaborare de plin cu Ministerul Economiei. Și precum este indicat în această dispoziție, până la 10 aprilie așteptăm primele rezultate. Toate ordinele interne care au fost emise de către serviciul VAMAL să fie analizate, consultate cu mediul de afaceri, să fie publicate în monitorul oficial și înregistrate în registrul actelor departamentale. Este o problemă, de fapt, cu care ne-am confruntat și ne-am pus drept obiectiv la începutul guvernării pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și una din bariere erau, de fapt, și sunt și acum aceste acte permisive. Un alt subiect, tot zilele acestea, în ziua de joi, am semnat o altă dispoziție cu privire la planul de acțiuni pe medicamente. Știți foarte bine că am avut un șir de ședințe cu toți actorii implicați în piața de medicamente, pe de o parte autoritățile statului, pe de altă parte farmaciștii, importatorii și furnizorii de medicamente, să nu fie tratat greșit, precum se pretinde în unele instituții. Mass media, nu venim cu o solicitare de micșorare a prețului la medicamente, venim să instalăm un echilibru pe piața medicamentelor. De aceea, rugămintea mea este către toate autoritățile care se regăsesc în acest plan de acțiuni, să tratați aceste acțiuni cu toată seriozitate și doamna ministru Barlan, periodic, să veniți cu rapoarte de stadiul de implementare a acestui plan de acțiuni. Deja se regăsesc și ceva implementări în aceste acțiuni, precum ar fi scutirea de taxe vamale la importul materiei prime, care o să discutăm astăzi, atunci când vom discuta și proiectul legii politicii bugetare fiscale. Și tot aici, domnul Armașu, așa precum am avut discuții mai înainte, să asigurați producerea în legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și creșterea cu 50% a alocațiilor pentru medicamente compensate. Este un element foarte important în acest plan de acțiuni și are, de fapt, prioritatea sa în echilibrarea acestei piețe, dincolo, de fapt, de celelalte acțiuni care tot sunt foarte importante. Și, pe final, au început să vină în Republica Moldova primele ajutoare umanitare din România. Responsabil de bună desfășurare a acestei
chestiune este vice-prim-ministru domnul Brenda. Este o înțelegere care am avut-o cu premierul Cioloș când am efectuat vizita la București și este important să menționăm că acest ajutor gratuit este în valoare de aproape 4 milioane de euro, care înseamnă, de fapt, făină, ulei, zahăr, păpură și alte ce vor ajunge la cetățenii social vulnerabili. Acum este foarte important să ne organizăm bine pe interior. Discuții în acest sens au fost importante și la Comisia pentru Ajutoare Umanitare. Aș solicita și Agenția Rezervelor Materiale să preia și să depoziteze în bune condiții bunurile care vin sub formă de ajutoare umanitare. Și, domnul Bega, astfel, cum am discutat, să fie împărțite așa cum trebuie către instituțiile sociale din țară și să ajungă și către cetățeni printr-un mecanism absolut transparent. Și acum să revenim la ordine de